Bună dimineața, dragi pescari, și bine ați dat click la un nou videoclip. Astăzi suntem la Periș. Abia ce am întins și osculele și mai devreme erau foarte mulți peștișori pe mal. Bine, nu vă gândiți că erau de aia mari. Erau cărășii maxim cât palma. Erau în prostie. După ce am lansat osculele, s-au cam potolit. Uite, am mai sărit unul pe unde am eu firul întins. Da. Să vedem ce prindem astăzi. Mai fac și un vlog că n-am mai făcut de mult. Și sper să prind pe filmare când e să tragă unul. Deci, în nici 10 minute, l-am prins pe frumușelul ăsta. La viermușa am mușcat. E aproximativ cam ca palma așa. Dar e hrănit bine cărășelul ăsta. Dacă prind și o 2-3 kg, adică vreo 10 d-ăștia, aș zice că sunt mulțumit. Ce plante astea, scrieți în comentarii pentru algoritm. Momentan am lansat 4 bețe, le-am întins aici și pentru cei curioși ce momeală folosesc, pe lângă clasica râmă și clasicul vierme, am mai luat un porumb pe care l-am găsit în Auchan, că am uitat să iau din Decathlon porumb și am mai pus într-o lansetă geleuri din astea. Că am văzut pe net pe unii care prindeau crap la așa ceva și la, unde le-am? Le-am pe aici. Și la din astea, la alte viermuși, prindeau biban. Și mă mănâncă în curs să încerc să văd dacă prind ceva la geleuri. Dacă prind ceva la geleuri, pun pe TikTok, devin viral. Băi, aici pe mal, am zis mai devreme că mai aproape de mal toți săreau peștișori. Și am zis, hai să încerc să-i păcălesc și pe ăștia mici. Că-i dracu, ăștia mici ce făceau? Cum mă notau, îmi lovesc guta de la lansetele care am dat în larg. Așa că am pluta asta, șefil mi se pare că îi spune, și am de gând să-i prind pe toți fraierii ăștia mici. Chit că sunt mici, eu nu le dau drumul la ăștia. Știți de ce? Pe dacă îi eliberez, nu mă pârăz la aia mai mari, că e unul care vrea să-i prindă și nu mai trage niciunul după? Da, cred că asta e un fel de roșioară sau nu știu ce e. Aș putea să folosesc pe post de mumeală pentru răpitor. Oricum le dau drumul ăștia mici când e să plec. Ideea să nu mă părască în timpul partii. Între timp am mutat mașina aici la umbră, dar deja e ora 2 aproape, este suficient cât am stat pe baltă, am strâns tot. N-am mai stat să filmez că m-am cam demoralizat, că a venit căldura aici unde am stat, deci fix pe jos pe aici am stat. Am întins un cerșaf, am avut și minibarul acolo. Am stat cu lansetele întinse, n-am mai vrut să tragă pentru că na, cald. Și hai să vă arăt ce capturi frumoase avem, fără nicio muscă pe pește. Hai să vă arăt aici peștele. Doi mai măricei și niște fâțe pe care le-am agățat și cred că bibanul ăla a murit de mult, săracul. Deci da, hai să se vadă aici cam cât e pe lângă palma mea. Da, cărășii frumos și în rest cam nasol. Asta e, nu știu dacă o să mai vin pe aici pe la Periș. Am nimerit și când era cald, dar măcar carasul frumos. Scrieți în comentarii bălți din zona asta sau din zona Urziceniului pe unde să mai merg la pescuit. Bibanul ăla trebuie să... Bă rog, toate fuțele trebuie să le dau la o pisică. Ăștia doi sunt frumușei. Merg făcuți friptură. Hai! Fir întins, dragi pescari, scrieți în comentarii ce bălți recomandați. Așa, ca mic bonus, erau unii care au venit de noaptea și erau fix aici unde m-am mutat eu între timp, că eu eram mai în față unde a venit altcineva ulterior. Ăia n-au prins nimic. Dar ei n-au prins nimic, erau și beți. Cel puțin doi din trei, că unul era și un copil. Și au plecat supărească și au rupt lansetele, le-au agățat. O poveste super faină. Și am mai agățat și o broască cu o lansetă, așa că am aruncat-o înapoi în apă. Uite-te și tu ce-i faci. Ce? Hai! Zboară, puiule, zboară! Că-i pul de baltă, te-a prins? Te de-am putea să zic. Peștele îmi făcea în ciudă. De dimineață săreau într-una pe aici, pe lângă mal. A venit căldura, n-au mai sărit pe lângă mal, lansam lansetele, treceau 5 minute și începeau să sară prin mijlocul apei. Dar nu veneau la momeală. Ne simțiți peștii ăștia de Periș? Ne-am cu fachirul. Hai, fir întins tuturor. Ciao, les!